Salut tuturor, sunt Andrei alături de un dinozaur în pijamale și bine v-am regăsit, oameni buni, la un nou episod dintre noastre de parcurs aici pe serverul nostru Play.Minecraft Linus România Pugro și vreau doar nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem foarte multe like-uri dacă vreți să continuăm această serie de rage, pentru că e o serie de rage. Astăzi o vom învăța pe Kate parcurs. Kate, fă parcurs. Oh my fucking god! Kate, deci Kate are Da? gradul de VIP, uite că am dat deja. Kate zbura pe aici foarte fericit, am dezactivat fly-ul. Kate, fly, all four. Aha, bine, activat iar. No! Kate, astăzi te vom învăța parcurs. Oameni buni, suntem la parcursul 16. Iarăși memoriile lui Rebel. Aolo, Kate, serios, care e ce a căzut? Memoriile lui Rebel iarăși. Și oameni buni, întrebați-o pe Kate de ce este online la 2 dimineața. Kate, de ce ești online la 2 dimineața? Mâine nu merg la școală. Adică azi. Azi nu merge la școală, Kate, oameni buni, se laudă. M-a băgat să primesc parcurs și am văzut că e Kate online. Și am să o învățăm parcurs. Oh, uite ce am găsit. Memorie 1 de la parcursul. Există. Oh my god, trebuie să mă duc la memorie 2. Ce vrei, Kate? Trebuie să dăm click dreapta pe de la început. Păi eu am dat, boss, eu am luat deja. Deci, Kate, fii antenă, facem un concurs. Dacă eu o să ajung la final înaintea ta, tu nu o să mai fii un dinozaur în pijamale. Ce? Nu. E, asta e, Kate, deja am început. Ne ducem aici, sper să-mi dau rage, oameni buni, pentru că este 2 dimineața, după cum am spus. Sper să dai. Deci sper să nu folosești fly-ul. Ca să... Dar unde eu de aici? Te duci, frate. Stânga la memorii, dreapta să continui parcursul. Ok, am găsit. Oba, vezi că memoriile alea practic nu fac parte din parcurs, sunt numai random NPC puși acolo. Eu le-am apăsat. Păi apasă tot ce prinzi, Kate. Așa e bine. Mamă, bă, ce... Dar parcursul ăsta ce că era greu. Oh, ce faci, greu, Kate? Ești acolo la... De ce? Te-ai speriat? Bă, vreau și eu. Take... Oh! Oh! The fuck was that, man? Oh my god, deci oameni buni să nu ai nervați pe Kate. Deci frate, deci tu zici acum că... Da. Oh, man, n-am mers. Nu asta. Bă, nu te pricep. Oh. Deci bă, acum Kate zici că dă cu pumnul și iese foc. Ceva gen. Oh, da. Dă cu pumnul și aruncă cu bile de foc. Să nu ai nervați pe Kate, că face Kate kickbox. Valoare. Îmi place că ai căzut iarăși, serios. Mă, trebuie să... O serfră grea. Pentru dinozaur cu mâini minuscule. Știi cum sunt dinozaurii. Păi, de ce ai nevoie de mâini, Kate? Nu știu. Aolo. Sunt locul de bloc atunci când sar. Cred că pe aici trebuie să vin. Boss, eu nu știu pe unde... Ah, cred că trebuia să cobor și fie antrenă. Intru în casă la Memory 2. Kate, am ajuns la Memory 2. Nu-mi pasă. A, uite. Bun venit la Ollivanders. Oameni buni, am ajuns la Ollivanders acasă. Din memoria lui Rebel. Deci nu merge vorba aia că Rebel are memoria scurtă. Rebel are... Păi da, asta e... Ah, e un parcurs mai vechi ăsta. Nu poți să sar de aici. Nu te prince. Să nu te prind că folosești fly. Mă uit în consolă, vezi? Da. Vezi că mă uit în consolă, Kate. Asta Kate? Deci dacă te văd zburând... Oh my god, Kate Robe, ce face Kate Robe, dinozaurul în pijamale? Dar nu pot să fac săritura, oh my god, am făcut. Ah, pf. Așa aș fi zis și eu dacă aș fi avut acces la fly. Am căzut. Nu! Mama ta. Pardon, bă, mie să nu urlu prea tare, că totuși e destul de trezit și vine mama și mă bate cu mătura și nu vrea. Și o să te, și va trebui să te oprești din făcut parcurs. De ce? E. Ce? Nimic. Te lauzi când te duci la școală, mă? Eu? Iar am căzut. De dragi, cred că trebuie să iau pe pomi. Trebuie să iau pe pom sau? Sau pe aici? Bă, deci nu știu pe unde să mă duc să-mi bag piciorul. Ia că mă duc eu pe pomi. Uite, direct pe aici mă duc. Bam! Bam! Și! Bam, ok. Acolo e ceva nimic acolo. Vezi că eu mă uit non-stop în consolă, dacă folosești live-ul... Nu te uiți. Ba da. Nu știu pe unde să mă duc, să-mi bag piciorul dacă știu pe unde să mă duc. Aolo, ce frești microfonul la Kate? Uite, așa. Ok, că am ajuns bine. Ah, dar și uite, trebuie să intru pe acolo. Oh my god, ce profesionist sunt. Ah, mă, că m-am dus bine. Deși puteam să mergem și prin partea aia, cred. Că puteam să mergem și prin partea aia. Oricum ar fi, trebuie să mai țin minte acest parcurs. Mai ales că l-am mai făcut. What? What? Ah, pe aici. Era să mă pierd. Bă, sigur pe aici că e un tunel foarte, foarte lung. Ha. Dar trebuie să-mi dau home pe aici sau ceva. Holy fuck, ce e aici? Tu ai, n-ai trecut de partea aia, frate? Ba da. Frate! Deci, da, cum ai trecut? Am sărit. Da? Da. Pe ce ai sărit? Pe blocul de slab. Pe space? Ce rău am fost la fața aceasta. Haide, te rog! Haide, te rog, măcar pentru această melodie să fac un parcurs de calitate.
mama ta. Ok, n-am făcut. Ia stai-mă un pic. Ia stai că-s curios. Ok, ce cauți aici? A, serios, chiar atât de la început ești? Ok, ne întoarcem înapoi. N-am văzut nimic, Kate, să știi că nu ești deloc la început. O să termin în câțiva ani. Prima parte. Ce pot să spun? Bă, deci chiar e greu pentru cei care nu se pricep absolut deloc. Adică? Okay, de ce nu te pricep la... Adică nu te pricep mai pe românești. Da, mă pricep, uite. De ce nu te pricep la parcurs? Uite ce departe am ajuns. Mi-e frică să mă uit. Iar ai să recinci blocuri și zici că ai ajuns departe? A, nu-i adevărat. Fuck it. Oh, n-am căzut de tot, n-am căzut de tot. Au fost 6 blocuri. N-am căzut de tot? Am căzut. Yes. Ce bine-mi pare. Yes. Yes. Și acum, bam, cine a ajuns? Oh. Nu-mi prea place cum arată această zonă, oameni buni. Nu-mi prea place cum arată această zonă absolut deloc. Deci, Kate, vezi că eu mă apropii de final. Știi că nu o să mai fiu un dinozaur în pijamale dacă eu termin, nu? Ok, eu o să schimb culoarea doar. De ce? Și ce o să zici, că ești dinozaur în costum sau ce? O să fiu armat. Oh my god, ți-am dat idee de skin, un dinozaur în costum. Ce? Un dinozaur în costum. Mamă, gen dude, cum sunt eu? Pă, deci m-aș gândi așa la o grămadă de, nu știu, de skinuri în costumul meu de anonim, frate. Cum ar arăta? Gen skinul lui Joe în costumul meu. Sau skinul lui Sile în costumul meu. Cred că skinul... Șobolan în costum. Șobolan, ce? Geo, skinul lui Geo. Bag piciorul în ele de sărituri. Trebuie să mă rotesc pe aici care... Bă, ești de bun, deci fii antrenă cum pot să fac. Pot să fac instant B-hop. Fain. M-am plictisit. Am ok. Am tot căzut. Am ok. Și sunt iar la început. Unde ești? Aolo, Kate, dai-te pe la mine? Nu, n-am cum. N-am. A, n-ai permis. Opa, ce-ai făcut, Kate? Okay, n-ai permis. Te caut cu fly. Aora. Dai, mă, nu mai știu cine mai e, așa. Nu. Oh, rip. Stai. No. Aolo, ce înseamnă să ai gradul de VIP aici, oameni buni? Unde ești? A, stai așa okay. Că eu pot să te împing acum. N-ai cum să mă împingi, de ce? Ba da, sunt pe unul nou. Și? N-ai cum să mă împingi pe mine, că eu nu sunt pe unul nou, boss. Kate, hai încearcă să mă împingi. Hai să vedem dacă merge. Nu merge, mă, boss, ce ai? Tu te împingi? Ești împinsă de mine tu, practic? Da. Serios? Da. Dar eu nu sunt împins de tine pentru că sunt pe 1-8. Ha, bitch! Terminat partea asta a parcurului. Kate, mă enervezi? Bă, asta e destul de fain, gen, uite, eu sunt pe 1-8 și pe 1-9, dar se... Bag piciorul în el parcur. Dar se respectă proprietățile de la fiecare versiune. Eu nu sunt împins că sunt pe 1-8, dar Kate este împinsă pentru că e pe 1-9. Asta chiar... Bag pici. Deci, bă, parcurul ăsta mă disperă. Uite, e așa easy. Hai, Kate, hai. Bă, m-ai împins. Eu? Serios? Chiar da. Merge? Nu mă așteptam. Bă, dar trebuie să deschidem o versiune și numai pentru 1-9, ar fi fain. Și pentru 1-9-2. Pentru 1-9 și 1-9-2, bine așa? Da. Dar ce fixe pe 1-9-2? Că eu nu cunosc de astea, nu știu. Ce? Mai bine nu. Nu între persoana potrivită, să înțeleg. Stai, ce? I'm not asking the right person. A, yes! Cum e cu engleza? Taci? Da? Sunt mândru că știu, vorbește la engleză. Și eu. Pleacă de aici. Mă disper, pleacă. Să nu te mai văd în fața ochilor. Nici pe blocuri, sărind. Îți cazi cu un player și nu te mai văd, ai grijă. Ina. Să nu fac acest lucru, că după nu mai e. Intru iar. Nu mai e cale întoarsă. Nu contează. Bă, nu mai pinge. Pleacă-mă de aici. Bă, ar fi fain. Deci, ar fi amuzant un parkour, frate, numai pe 1-9, nu? Nu. Bă, da, ar fi distracție. De fapt, da, că aș veni cu frate atent și aș împinge. Taci, mă. Oba. Oba. Yes. Îți dai seama un... Bă. Îți dai seama un parkour plin de oameni pe 1-9. Mamă, păi ar fi... Da, și să ai opțiunea aia de a ascunde playerii, dar totuși tu i-ai ascuns, tu nu-i mai vezi, dar totuși e să fie acolo, să te împingă da, nimic. Și așa o să sunească trollerii ăia care se bagă în fața ta numai ca să te împingă. De chiar, bă, deci pe un... Da, chiar, bă, le dau idei. De ce zbor cu fly-ul pe aici de nebună? Bine că nu zbor fără fly. Da, nu. Ce nebună. Poți să zbor și fără fly, ce? Băga mea și cioaca să-mi bag în el parcur, frate, mă disperă, deci memoriile astea, deci Rebel are memorii complicate, mă jur. Rebel are memoria scurtă, numai asta și-amintește în pana mea. Deci Rebel, ce a făcut Rebel? Deci într-o primă instanță a fost abandonat într-o pădure și Ronnie, tatălui, l-a regăsit și stai ce? Nu. Și a trebuit să facă parcur ca să scape de mama lui cea nebună și Ronnie l-a ajutat că-i tatălui cel nebun. Ai citit cumva albă ca zăpada în ultima vreme? Da, de ce?
A fost foarte frumos. Întrebam. Aha, era scad. A, ții minte, parcursul ăsta a mers într-o zi cu fly până aici. Mamă, ăsta e achievement, nu? Ce mama a mers cu fly într-o zi până aici. Tu-ți grijă, Ania, atât de parcur, bag piciorul, mă disperă. Slash ban, Kate. Nu. Și tot zic ban, Kate. Ce motiv? Kate. Îți dau report. De ce? Că mi-ai dat ban. Ban degeaba sau cum? Da. Mamă, deci am amintit, frate, mama, dacă mă mai învertez mult pe aici, am amintit. Bun, deci rebel într-o primă instanță a fost abandonat într-o pădure. Bun, acum ce face rebel? Nu știu cum a ajuns într-un turn. Și în turnul ăsta trebuie să se urce pe margine, frate. Dar dracu în el tur. Bă, rebel, n-ai auzit de lift? Ce dracu? N-are lift turnul, a? N-are lift acest turn nici de pe la cap? El vrea să facă parcurs pe aici ca nebunul. A, da, și a mers și prin pomi. În loc să meargă pe drum. Ok, rebel. Ok, ce mesaje primești la... A, ok, cine-ți dă mesaje la 2 dimineața? Mama. Serios? Da, am zis să mă culc. Serios? Rip, Kate. Rip, Kate. Păi, de ce nu spui că te-ai culcat, dar ai uitat wireless-ul de skill? Era pe mesaje normale. A, da? Păi de unde știi că nu dormi, am întrebat. Că am ușă cu geam și lumină. Ai... Serios, deci tu ai lumina aprinsă în cameră la 2 dimineața? Da. Și te aștept să nu vadă nimeni că ești trează? Adică eu știam că știu că sunt trează, dar nu mă așteptam să zic că să mă culc la ora asta. Păi numai 2 dimineața, Kate, eu aia. Ar cam trebui să o fac dacă mai vreau PC, dar mi-e lene. Selene este cool. Adică... Selene este cool. Să plec de la... Știu, de la Minecraft, nu? Da. De la Minecraft! Uite-te în sus. Ce tare ești, Kate. Știu, sunt deci cea mai tare. Deci eu am ajuns, în sfârșit. Deci, oameni buni, am reușit în sfârșit. Și acum o să calzi. Mă jur că îți dau bani. Deci dacă cad, Kate, îți dau bani. Știi că nu mă pot împinge. Bă, dar chiar ar fi troll gen să pot fi împins și tu să zbor pe lângă. Să vin eu așa. Ia uite, ci că zăzi Andrei este AFK. Vezi, Kate? Ce se întâmplă dacă faci rău? Sunt AFK. Ci că ai nou. Sad. A, asta e. Vreau să spamez, dar am dat pic. Ai grijă că serverul nu se joacă cu spam-ul, Kate. Îți zic să ai grijă. Să ai foarte mare grijă. Deci, oameni buni, credeți că terminăm noi parcursul ăsta în acest clip? Ce-ai făcut? Am primit kick. De ce? Că am spamat. Bravo, Kate. Deci, și rip. Nu, no, uite, exact ce ziceam. Deci, exact ce ziceam. Nu pot să cred. Așa, TPA. Plus. Aolo. Uite, nu mai sunt AFK, că am dat o comandă. Deci, bă, mă disperă parcursul ăsta. Iarăși am ajuns jos, după cum poți vedea. Nu ai acces la această comandă. Ce comandă? TPA accept. Serios? A, că am dat... Da, că n-ai voie. Nu-i permis să... Nu-ți permis aceste comenzi. Da. Uite ce ai făcut, mai ai făcut să dau fail. Băgăm ești piciorul să-mi bag. Piciorul din mijloc. Ce de astea? Ce de astea pe mine, bă. Bă, deci mai sunt 2 zile pe la meeting, ai de cioaca mea. Ba. A. Oameni buni, Kate a zis că vine la meeting și o să-mi țină mie desenele și... Da. O să mă filmeze. Să nu faceți multe plusă. Ba da, toată lumea să facă multe desene, boss. Eu chiar aia am spus, să vină fiecare cu câte 5 desene da, minim. Da, ca să le țin eu. Ca să... Păi... Ok, cine ai vrea să le țină? Altcine. Bă, deci... Săritura aia mă disperă. Mă disperă. Sal. Deci, pe lângă faptul că am amețit, deci efectiv am amețit, frate, aici, m-am învârtit prea mult. Deci, pe lângă faptul că am amețit, săritura aia mă disperă. Deci, săritura aia e cea mai groaznică săritură, că până acolo e ușor. Și eu ce nu fac? Pot să sar. Ce? Primele 3 blocuri. N-am înțeles. Nu pot să sar primele 3 blocuri. Serios? Mhm. Dude, uite-te cum fac eu. De-abia de mă mai opresc, să mă oprească cineva. Ok. Termină. Băi, da, eventual să spar și blocul, ok? Nu pot să fac asta, din păcate. Așa, doamne, mode 0. Am da. Evia să încerc. Da. Să știi că sigur VIP-ul are acces la... Oh! Este! Eu am crezut că am... Deci, bă, mă crezi? Nu, bă, picior, știi ce fac? Dă-o în măsa de treabă. Deci, până aici, până unde? Până la săritura curului. Adică până... Care-i săritura aia? Asta de aici, nu? Da. Deci până la săritura asta, frate, set home. Deci până la săritura asta, clar ajung, ați zis și voi, fără să mă opresc. Și acum... Stai. Kate pleacă. Pleacă, Kate. Nu poți să sar de aici, de pe blocul ăla acolo. Kate, îți dau ban. Stai așa, nu poți să sar de pe blocul ăsta de... Andrei? Serios, chiar merge? Da, merge. Oh my fucking god, Kate, you are genius. Oh. Știu. Incredibil. Incredibil. Știu că sunt genială. E genială, Kate. Mi s-a mai zis. Da, da, cine ți-a mai zis? Geo!
Da, Sile, tutorica, Dănuț, cine? Mama, te iubesc, mama. Și mie îmi spune mama. Numai mama. Ce de asta, okay, bă. Ok. Ce mesaj scrie acum? Tu auzi? Da, se aude. Ok, mă bag la culcare, dacă nu. Te bagi la culcare, Kate? Am de ales. Ce ți-a scris mai câte acum? Ok, pa. Pa, Kate. Deci nu-mi vine să cred. Sper să dai rage. Kate. Rip, Kate. Și o zăgăt părță. Pa, pa, Kate. Kate, nu trebuie să te culci. Păi, zi, mă. Pa. Pa, Kate. Deci nu-mi vine să cred. Rip, Kate. Eu am ajuns în sala de mese, frate. Ce dragi de-a mea să caut în sala de mese, dude? Turnul e închis, trebuie să fie altă cale de acces. Am mortul. A, pe aici, prin părți. Fii antena de nou. Deci, dude. Rip, Kate. Casa cercetașilor închis. Sunt la Hogwarts sau ce, dragi? Cum ajung eu acolo sus? This is the question. Cred că din sala de mese undeva, fiți antena. Bă, da, rebelă ăsta are memoriile foarte complicate să-mi bă piciorul. Serios acum. Nivel 3. Ce nivel 3, boss? Ia. Mă duc prin spate. Pe aici nebunul iau pe aici prin ascunzișuri. Super tare. Ok. Aici ar fi mers niște scări puse care să nu sară așa ca un iepuraș pe aici, dar e ok și așa. Oh, și am ajuns. Oh, fii antenă și acum. Nu, continui pe aici. Bă, ți-l minte parcurul ăsta, să-mi va piciorul. Sau nu? Aici e singurul deschis. Camera lui Ron Weasley. Deci ajungem la Hogwarts, ești nebun. Și Ron are, săracu, are pat de la nașpa pe podea. Ai de cioaca mea. De ce nu pot să trec de această sărătură? Că arată de nablet. Haha, am trecut. Bă, dar ar trebui să facă curat ăștia aici deasupra, sincer, acum. Seriously, my friend, aici, nu? Ok, și unde trebuie să ajung? Cred că este undeva o gaură în podea, fie antena de nu. Este pe undeva o gaură în podea. Bă, da, complicat e... Oh, ia uite, complicat e Hogwarts-ul ăsta. Oba, am ajuns bine? Am ajuns bine, boss. Pentru că, uite, pe aici se continuă. Știu că am mai făcut asta odată. Rip. Aba, nu, not. Deci am sărit pe capul unui tip. Deci eu chiar am sărit pe capul unui tip. Mulțumesc foarte mult. Dacă nu murise ăsta aici cu capul lui, acum eram ripan. Îmi place că ăștia au o grămadă de drumuri secrete. Chiar din camera lor, gen, chiar de la intrare ăștia au o grămadă de drumuri secrete. Asta e foarte, foarte ciudat. Ha. Și acum am ajuns fix acolo unde trebuia să ajung. Fac parcursul ăsta. Vă dați seama că eu acum, dacă dau fail, trebuie să refac totul. Deci trebuie să iau de la capăt tot ce am făcut acum. Vă dați seama de acest lucru, dar n-am dat fail. Aha, în sfârșit, stai să vedem. Ioi, mă, iarăși. Acum urc într-un turn de la Hogwarts de aici, ești nebun la cap. Pă, Harry Potter, ce... Băga mea, ești ca ZZ Potter. Da, mă, Andrei Potter. Andrei Potter. Hei, Harry, Andrei. Fii antenă cum reușesc să... Ah. Hai că a mers. Ah. Pac. Pac. Ha, mă, că termin. Deci eu sper să terminăm acest parcurs în acest episod. Deci eu tocmai am crezut că gen mai era o scară acolo, nici pe care n-am fost foarte atent. Mă uitam în dreapta să văd dacă se filmează corespunzător. Cred că pe aici trebuie să iau, nu? Da. Și acum... Ah, ia uite ce trebuie să fac eu. Beton. Ha, mă, că mă pricep destul de ok. Vă aștept și pe voi, oameni buni, la acest parcurs. Este parcursul 16 din acest moment. Oba. Hai, mă. Hai, mă, că putem. We can do this, my friends. Yes, we can. Jo. Hai, să nu dau fail acum, că după disper, deci... Dacă dau acum fail, o să fie destul de grea. Pentru că trebuie să urc iarăși tot acest drumuleț, trebuie să-l urc. Și hai că aproape... Oba! Ce văd eu acolo? Memory 3 și completare. Deci aproape am terminat acest parcurs, trebuie doar să ne concentrăm. Focus. Focus, Padawan. Yes. Ha, cât de aproape, cât de aproape sunt. Hai, Hogwarts-ule. Se... Calm. Nu s-a terminat încă. Come on, are you fucking kidding me? Nu, serios, are you fucking kidding me? Ce înseamnă să încep să cobesc, să-mi bag picior? Ce înseamnă să încep să cobesc așa ca spartul? Bun, iarăși începem, iarăși o să ne amețim. Dar hai că, practic, asta e tot cam ca aia de pe la... Parcul de la început. Iar zice că s-a fegat. Totuși, deci
Ar trebui să ne pricepem, ar trebui să reușim să-l facem pe ăsta. Aba. Tu zgrijania și... Filmez, nu! Nu, sunt aici în Hogwarts degeaba, dude, nu filmez, nu. Cam. Yes, we can. Bă, și măcar, bă, măcar, deci măcar, atenție, măcar dacă cad. Totuși, frate, să... trebuie să fac asta. Totuși să cad, dar nu până jos, știi? Nu până jos, pana mea, să mă mai opresc când ceva, să... deci trebuie să am reflex. Trebuie să mă uit de fiecare dată când cad, să mă uit jos. Ca să cad măcar și undeva mai sus, nu să cad până în beci. Cioaca mea, să cad pe un bloc sau ceva, pe un slab de ăsta nebun, știi? Aia ar fi altceva. Am reușit. Hamă, hamă, hamă. Hamă că merge treaba super ok. Yes, yes, cât de aproape suntem. Deci uite cât de aproape suntem, frate, acolo completare și memoriile 3. Yes. Deci ce am impresia că astea sunt mai complicate. Poate pentru că sunt mai la final. Sunt aproape de, și mai aproape de finish line. De linia de sosire. Hai. Doamne, sunt, simt terminarea, completarea de fapt parcurului. Deci uite, deci câte sunt returi? 3, 4. Yes. Oh my fucking god. N-am rebel. Memorii 3. 500 de dolari. Ești nebun la cap că am completat memoriile lui rebel. Ai terminat și această parte a, a memoriilor lui Rebel, completare. Deci mi-a dat 500 de dolari că am terminat memoriile lui Rebel de la Hogwarts. Bă, ce memorie are la Hogwarts? Cred că îi place Harry Potter, sincer. Să fiu și 100 de dolari că am terminat parcursul. Frazor, cam ăsta a fost episodul. Eu sper că v-a plăcut și v-a jucat încă o dată. Să nu uitați, apăsați și vă acel mic butonaj de like dacă v-a plăcut și dacă vreți să continuăm cu această serie de parcurs cu cât mai multe episoade. Și ne auzim data viitoare. Am fost Andrei și v-am salutat pe toți. Ceau, bă! Pa!